Bună ziua, dragii mei! Astăzi discutăm despre drepte perpendiculare în plan. Să facem cunoștință cu cei doi copii, Andrei și Sara. Bună, copii! Sara îl invită pe Andrei să vină la ea acasă să lucreze la un proiect de matematică. Andrei caută pe hartă strada unde locuiește Sara. E vorba despre strada Ion Alexandrescu, iar el se află pe strada Iosif Comănescu. Andrei se întreabă, oare cum poate să ajungă acolo? Cum sunt poziționate cele două străzi? Ajuns la Sara, cei doi copii fac schița hărții și constată că măsura unghiului dintre cele două străzi este de 90 de grade. Deci, între cele două străzi este un unghi drept. Andrei și Sara și-au propus să construiască unghiuri cu măsura de 90 de grade, deci unghiuri drepte. Sara a construit un unghi drept cu ajutorul raportorului, iar Andrei a construit unghiul drept cu ajutorul echierului. Spunem că dreapta A este perpendiculară pe dreapta B dacă cele două drepte formează un unghi drept. Notăm dreapta A perpendiculară pe dreapta B. Deci unghiul dintre cele două drepte este un unghi cu măsura de 90 de grade. Fiind dat un punct exterior unei drepte D, putem construi MO perpendicular pe dreapta D, unde punctul O aparține dreptei D. Deci avem dreapta D, avem punctul M exterior dreptei D, punem echierul în așa fel încât cateta echierului să se sprijine pe dreapta D, iar punctul M să aparțină celelalte catete a echierului și trasăm dreapta MO perpendiculară pe dreapta D. Spunem că punctul O este piciorul perpendicularei dus din punctul M pe dreapta D. Dacă un punct N aparține dreptei D, putem să ridicăm perpendiculara MN pe dreapta D. Deci, cele două catete ale echierului se sprijină una pe dreapta D, iar cealaltă pe dreapta construită MN. Deci spunem că dreapta MN este perpendiculară pe dreapta D, de data aceasta piciorul perpendicularei fiind punctul N. Printr-un punct se poate construi o singură perpendiculară pe o dreaptă dată. Dacă avem două drepte perpendiculare, acestea de fapt formează patru unghiuri drepte. Deci, având intersecția dreptelor A și B în punctul M, în jurul punctului M avem formate patru unghiuri. Dacă dreapta A este perpendiculară pe dreapta B, conform definiției spunem că între cele două drepte se formează un unghi de 90 de grade. Deci măsura unghiului M1 egal cu 90 de grade. Dar unghiul M1 și M2 sunt unghiuri adiacente suplimentare. Deci măsura lui M1 plus măsura unghiului M2 egal cu 180 de grade. Cum M1 are 90 de grade, înseamnă că măsura unghiului M2 va fi egală cu 180 de grade minus 90 de grade, cât este M1, egal cu 90 de grade. Deci iată că și M2 este un unghi drept. Dar unghiul M1 și M3 sunt unghiuri opuse la vârf, deci sunt congruente. Deci M3 egal cu M1, care M1 am văzut că este de 90 de grade. La fel și măsura unghiului M4 este egală cu măsura unghiului M2, care de asemenea este un unghi drept.
Deci cele patru unghiuri formate în jurul dreptelor A și B perpendiculare, formate în jurul punctului de intersecție a celor două drepte, sunt unghiuri de 90 de grade. Spunem că dreapta A este oblică față de dreapta B dacă nu formează un unghi de 90 de grade. Deci dacă măsura unui unghi dintre cele format de cele două drepte nu este un unghi drept. Deci avem dreapta A intersectată cu dreapta B punctul M și M va fi piciorul acestei oblice. Dacă avem două drepte oblice, atunci în jurul punctului de intersecție se formează patru unghiuri. Două dintre ele vor fi ascuțite, iar două vor fi obtuze. Deci avem punctul M, punctul de intersecție a celor două drepte. Cum nu sunt perpendiculare, înseamnă că unghiul dintre cele două drepte nu este de 90 de grade, ni se formează aceste patru unghiuri și conform desenului, M1 este mai mic de 90 de grade. Dar unghiul M1 și M2 sunt unghiuri adiacente suplimentare, deci suma măsurilor lor este egală cu 180 de grade. Cum unghiul M1 e mai mic de 90 de grade, înseamnă că M2 va fi mai mare de 90 de grade. Deci va fi un unghi obtus. Dar de asemenea, unghiul M1 cu M3 sunt unghiuri opuse la vârf, deci sunt congruente, au aceeași măsură. Cum M1 este mai mic de 90 de grade, înseamnă că și M3 va avea măsura mai mică de 90 de grade. De asemenea, unghiul M4 cu unghiul M2 sunt opuse la vârf, deci sunt unghiuri congruente. Și măsura lui M2 am văzut că este mai mare de 90 de grade. Deci înseamnă că M4 și M2 sunt unghiuri obtuze. Cei doi copii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc succes în continuare. Iar eu vă mulțumesc pe data viitoare. La revedere!